Astăzi e un eveniment important, bine ați venit la un nou vlog, eveniment important pentru noi, pentru Enzo în special. Uitați-vă un pic ce a scris Victoria pe oglindă. Do more. Fă mai mult. Pentru oameni leneși. Pentru oamenii leneși. bun. Haideți să vedem. E dimineață, super dimineață. Zoe se plimbă pe aici, Enzo încă doarme, cam ăsta e dormitorul nostru după o noapte în care am dormit cu chestii pe jos, așa e când ai familie. Și acum mergem să căutăm pe Zoe, care era pe aici. Uitați-vă un pic la Zoe cum stă. Ce faci, tati? Ce faci? Bun. Nu o să editez prea mult videoclipul ăsta, de fapt o să-l editez cât o să fie nevoie, da. Ne-am trezit pentru că e dimineață, e 6:42, 7:20, nici măcar nu e așa de dimineață, o să fac un ceai. Mergem să-l ducem pe Enzo, da, tati, mergem să-l ducem pe Enzo la prima lui zi de școală, da, așa se spune aici în Belgia, după creșă mergi la școală. Ți-o un pic la Zoe, cum stă ca șefa aici. Ca șefa asta. S-o plimbat pe aici, prin apartament. Cât ne-am pregătit eu cu mine, că m-am pus bă, pe mine și atât. În rest, sunt în papuci încă. O să vedeți și voi cum arată o școală. E o școală pentru copii cu vârste între 3 ani. Și 12 ani, din câte știu. Sorry? Și 14 ani. Deci între 3 și 14 ani. Deci cum a venit băiatul nostru, o crescut și de acum o să stea la un loc cu copii mai mari. Până la 14 ani. Că până la 14 ani, în ce clasă trebuie să fie în România la 14 ani? Între 8-a, nu? Deci o să aibă de-a face de azi înainte cu copii mari. Noi am fost odată la școala asta, unde o să meargă Enzo. A fost când ne-am întors din Spania. Atunci, practic, l-am înscris. Nu putea să înceapă mai devreme pentru că trebuie să aibă minim 3 ani ca să poată merge la școala asta. Și nu, o susțin momentul. Astăzi e prima zi. O să fie un pic mai dificil de acum înainte, pentru că până acum ori mă trezeam eu când eram în schimbul de după amiază. Astăzi sunt în schimbul de după amiază. O să cazi de acolo, tati. O să cazi de acolo. Da. O lipit în zosticările astea aici și ea mereu acum vrea să urce pe. Și mi-e teamă că o să cadă de pe scara aia. Da, cum spuneam, de acum înainte o să fie mai greu pentru cel care duce copiii la creșă, oricât sunt eu, oricât e Victoria, pentru că până acum îi pregăteai pe amândoi și duceai în același loc. La creșă era simplu de lăsat, acum, asta fiind o școală, practic, nu mai e așa de simplu. Duci, îl scoți din mașină și gata, ai ajuns la creș. Nu. Acum, nu. O să vedeți despre ce e vorba. E o școală, e destul de mare, sunt mulți copii, nu știu câți copii sunt. Da, probabil că this ages. Sunt. V-am spus că noi am fost, e un loc destul de simpatic. Are clasa lui, e la Țestoase, din câte știu. Sunt how many Charles are in that clasă? I think maximum 10, but I'm not sure. Cred că maxim 10 într-o clasă, dar o clasă care e destul de mare. Dacă o să putem filma înăuntru, data trecută am filmat, nu mai știu dacă mai am filmările. Dacă am filmările, o să vi le pun pe. Când am fost, nu erau copii pentru că era vacanță încă.
Dar e un loc superb pentru copii, au loc unde se desfășoare activități, unde se, nu știu, să se joace, să învețe, că o să înceapă să facă chestii pe care nu le făcea până acum la creșă cu bulgăroaica noastră. Are 3 ani, ce putea să facă până la 3 ani? Și, da, să auzi ceva. Enzo încă doarme. Enzo, hai tati, te trezești? Ei, o a dormit aici cu mașina lui. După cum vedeți, eu dorm fără pernă în partea aia, pentru că nu-mi place să dorm cu perna. Perna mea e la Enzo. Enzo? Ce băiat frumos are tata. Ei, tati. Am reușit cam de vreo 2 luni așa să îl facem pe Enzo să nu mai doarmă. Hei, ai ajuns la bibliotecă? Ai ajuns la bibliotecă, tati? După cum vedeți, noi de obicei lăsăm copiii să facă cam ce vor, să se miște liber. Am avut mereu grijă, încă de când era Enzo mic, să nu lăsăm chestii periculoase la îndemână, obiecte mici care să le poată băga în gură. Eu când eram mic, nu știu exact ce vârstă aveam, dar am înghițit o monedă și a trebuit să, dați-mă, de la 90, 1995 ceva de genul, a trebuit să mă duc la spital la Iași, pentru că am noroc că s-a oprit moneda pe verticală, nu pe orizontală, că altfel, dați-mă, oricât de mică era moneda aia pentru un copil, să se oprească în gâtul unui copil, mamă, nu știu cum am supraviețuit. Bun, da, să fac ceaiul și între timp probabil. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Ce simpatic e fata asta. Simpatică e fata asta. Astăzi nu o să vorbim despre bani sau despre alte chestii, pentru că când vorbim despre familie, nu vorbim despre bani. Totuși, dacă aflu mai multe detalii, pentru că sunt anumite chestii pe care trebuie să le plătim, acum, de acum înainte, cel puțin o să devenim mai scump să avem copii. Pentru că sunt anumite plăți pe care trebuie să le facem acum la școala asta unde merge Enzo. Dar pentru copiii ăștia așa frumoși, se merită. Se merită? Eh? Se merită? Îi place să stea în fotoliu ăsta aici. Îi place la nebunii să stea în fotoliu. Și ia jucării lângă ea acolo, stă în fotoliu și se joacă. Victoria mi-a spus acum că trebuie să aibă minim 2 ani jumătate copilul să meargă la o astfel de școală, așa cum o să meargă Enzo, și obligatoriu de la 5 ani la școală. Deci nu e obligatoriu să trimiți copiii la 3 ani la școală, asta unde trimitem noi acum, care e o școală internațională, nu? Sau cum e? It's like E o școală mai mult internațională în care sunt copii. you have a Islam teacher. Ai și profesor de islam, dacă vrei, A lot of suntem religious interesați. Da. teachers. Pentru că aici, în Belgia, se respectă cumva libertatea în ceea ce privește practicarea religiei. Acum, o fi bine, o fi rău, noi nu suntem interesați nici de religii, dar voiam să vă spun că la început v-am spus de la, între 3 ani. De la 3 ani începe școala, de bine nu e de la 3 ani, e de la 2 ani jumate, numai că am spus să Victoria, dar am uitat. Noi am preferat să mai trimitem pe Enzo pentru că era bine pentru noi. Adică mergea cu zoo în același loc, da. Enzo. Enzo.
Hai că mergem la școală, tati. Mergem la copii. Vrei să mergem la copii? Da? Wow, mama, Enzo vrea să meargă la copii. Yeah? Yeah. Ziua de școală? Oh, yeah. Przeciąganko z rana. Yeah. Mergem la copii. Somnorile. 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 Oh, so cute. Hey, sweetie. Hey. Indo mere. Pâine cu unt, șuncă și cam atât. E fierbinte? Ea este stiapa, am zis până urmați. Mănâncă un ou cu ursuleții aia sandwich și cu castraveti. Pentru pachetel o să facă Victoria banană cu un fel de clătite. De banane. Da, cât de banane. Ți-e frig, tati? Da. Hai să ducem o pătrule la Enzo, că este frig. Mai bine acum? E bine? E bine acum. Cam așa arată clătitele. O să primească și Zoe imediat. E nerăbdătoare aici. Ea a mâncat și dimineață lapte. La prima oră. Enzo, e bun, tati? Da? Mănâncă, mănâncă. Cam așa arată pachetelul pentru Enzo, pentru prima zi. Mai are aici un tub de ăsta și apă și aici jos sunt haine de schimb pentru că nu mai folosește Pampers, dar se poate întâmpla să facă pipi în pantaloni sau... Da, tati! Ce? I-a pus mama... Uitați ce mizerie a făcut pe jos. I-a pus mama chestia asta să pară și ea un pic mai fetiță și o tras-o din păr. Ia să vedem. Hop! Da, o să vedem dacă o să fie de ajuns. Ne adaptăm și noi pe zi ce treci la situații, pentru că Enzo e într-o continuă creștere și... Da, nu știm exact. La creșă mânca în alt rit, pentru că nu consuma altă energie, dar acum la școală e posibil să îi trebuiască mai multă mâncare, pentru că o să consume mai multă energie. Ceaiul nostru e aproape gata, cu miere de albine. Ceaiul uitat. N-am uitat, da, ceaiul. Păi, Victoria a făcut clătite pentru copii, eu am schimbat-o pe Zoe. După aia m-am pus între ei acolo la masă, pentru că așa e bine să stai între copiii, că altfel nu mănâncă. Deja Enzo nu a mâncat aproape nimic. Enzo, dați-vă un pic. A mâncat numai ouă, 2-3 castraveți și cam atât. Așa face în fiecare dimineață. Opa! Ăla! Astăzi o să fii îmbrăcat doar în verde, ok? Verde. Tricou verde. Bagă mânuța. Tricou verde. Ok. Pantaloni verzi. Oh, șosetele nu sunt verzi. Vezi? Așa. Pantaloni, uite ce pantaloni verzi. Băiat mare. Nici ăla-i ne mă pierdează.
Ia uitați-vă un pic ce freză are. Nu strica, tati, e ok așa, nu strica. Mergem mai întâi cu fetița și o să-l ducem și pe Enzo să salute pe bulgăroaică. Și după aia mergem la școală, da, tati? Ia uite, trebuie să pui ghiozdanul, tati. Nu e aici școala, e în spate, în partea aia. În partea aia, omul ăla îmbrăcat în galben, care stă la trecerea de pietoni, e directorul școlii, care așteaptă copii în fiecare dimineață. Uitați, îi îmbrățișează. Copilul ăla e copilul la femeia asta. Și directorul acompaniază copiii prin trecerea de pietoni cu paleta în mână. Ia uitați ce frumos. Hai, Enzo, hai! Don't cry. Da, nu știu, copiii văd că stau afară deocamdată. Și nu știu ce trebuie să facem. Gata, Enzo a rămas înăuntru, trebuie să-i facem și pentru el poze. Aici e geaca lui. Hai să mergem, Victoria. Da, a fost ușor, nu a plâns deloc. Aici e altă clasă, aici nu au poze, au doar... Ok, cam asta e școala, dar mai este și sus, nu știu ce e sus. Probabil bigger classes. Da, poate sunt clase mai mari, v-am spus că sunt până la... 12 ani sau 14 ani, cum ai zis? Aici lasă papucii. Until 14. Până 14 ani. I think we have to buy room shoes for him. I see there are... Hai să mergem. E frumos să aibă alți copii de vârsta lui, pentru că la creșe până acum avea copii mai mici, mai ales în ultimul timp. Erau de la bebeluș în sus. O găsi și o prietenă de-a lui aici în clasă, care fusese la creșe cu el, dar Victoria l-a întrebat dacă e bucuros să o revadă și a zis că nu, îi place de ea. Ce îmi place la școala asta, că are zone diferite pentru... Da, da, deci clasa are mai multe locuri, din câte am observat când au început, când au început ora cum ar veni, s-au așezat în cerc, au început să cânte ceva și după aia au mers în grup la baie, au făcut pipi, care au trebuit să facă pipi, s-au făcut acasă și după aia, dar am încercat, trebuie să-ți tragi apa, după aia te speli pe mâini, e fain, sunt două femei care au grijă de copii. Ne credeam că e doar o femeie la 10 copii, dar de fapt educatoare sau cum se numesc. Dar de fapt sunt două femei care au grijă de 10 copii. Da, nu știu, probabil să mai schimb, habar n-am. Dar este una care e, cum a venit, responsabilă de grupul ăsta, grupul țestoaselor, cum ar fi Enzo în grupul țestoaselor. Pare că nu. E un loc nou pentru el, se izolase într-un colț, luase o jucărie acolo să juca cu ea, după care s-a dus undeva sus. Na, nu știu, are nevoie de timp să se acomodeze. Copiii ăștia au început de vreo 2-3 luni, 2 luni, nu? De 2 luni au început cum a venit școala. Ei au avut timp să se cunoască, să lege prietenii, cum ar fi. Enzo e
Na, prima lui zi. Dar să știți că nu a făcut scandal deloc când am ieșit și... Da, era un pic așa retras. Da, no, e prima zi. El are 3 ani. Nu se poate compara școala asta. E o școală mare. Adică dacă sunt copii de la 3 ani până la 14 ani, vă dați seama că e o școală mare. Internațională. Sunt copii de toate rasele și de toate limbile. Ceea ce e ok pentru noi. Nu ne deranjează prea tare. Adică e dureros pentru mine că știu că de acum înainte o să înveți olandeză și o să vorbească olandeză ca primă limbă și da, nu știu. Sperăm să ne mutăm de aici. Sperăm, nu știu, vedem. No. Da, trebuie să facem cumva. Dar până una alta, o să fie mai scump pentru că școala începe la 8:50 și de obicei noi începem școala mult. I think it can be this. Vedem. Ideea e că dacă vrei să îl duci mai devreme, pentru că încep munca, cum ar fi Victoria, dacă începe munca la 8, nu poate să aducă copilul la 8:50. Deci trebuie să-l ducă înainte de școală, cum ar fi. Este o clasă acolo, îi lași copilul acolo, tot la fel se poate juca cu alți copii, dar trebuie să plătești cât un euro, cât pentru jumătate de oră, 1,30 €, nu vreau să... Sunt niște tarife de astea și pentru să-l duci mai dimineață și să le iei mai târziu. Pentru că de obicei, acum trebuie să vii să le iei astăzi la ora 3 și 10, maxim. Deci la ora 3 trebuie să fie aici. Ei, când Victoria o să meargă la muncă, că acum a venit medical, dar când o să meargă la muncă, o să trebuiască să stea la after school, cum ar fi. Și sunt bani. Nu. Asta e. Asta e, dar sunt oarecum bucuros pentru el. Trebuie să treacă și prin asta, indiferent de țara în care suntem sau vom fi. Copiii nu trebuie opriți din evoluții. Dacă asta e. Bun. M-am spus, Victoria o lăcrimat un pic. Aia e, trecem pistii, suntem oameni maturi. Ne vedem în vlogul următor și nu uitați să apăsați un like dacă v-a plăcut, pentru că like-ul ajută mai mult decât vă imaginați.